Marți, la Teatrul Municipal Târgoviște, a avut loc conferința de presă care a anunțat premiera piesei Opposite Attract, ce va avea loc duminică 22 aprilie. Opposite Attract este o piesă contemporană despre dragoste și relațiile de cuplu. O altă premieră ar fi aceea că piesa se va juca atât aici, pe scena de la Tony Bulandra, cât și pe scena Teatrului Metropolis din București în același timp. De menționat este faptul că regizorul Florin Piersic Junior va fi prezent la Târgoviște. E un spectacol făcut prima oară la București acum vreo 3 ani jumate și inițial, ei știu povestea, inițial nu am jucat în spectacolul ăsta, am fost doar regizor alături de Dorina Chiriac și văzându-i pe actorii de pe scenă am zis nu pot să fac așa ceva. După aia am încercat, am văzut că se poate și consider că e un pas important în cariera oricărui actor de teatru. De asemenea, Florin Piersic Junior a vorbit despre actorii pe care i-a ales pentru a da viață piesei de teatru, principala calitate a acestora fiind aceea a rezistenței la repetițiile timp de 12 ore pe zi. A fost o primă întâlnire în care i-am cunoscut pe toți cei care au venit la... A fost un fel de casting. Și eu mulțumesc tuturor celor care au venit la castingul ăsta, iar cei pe care îi vedeți, așa cum spuneam și mai devreme, sunt cei care au demonstrat în întâlnirea asta, în prima întâlnire, că pot face față unui regim destul de dur. Florin Piersic Junior a mărturisit în fața ziariștilor că implicarea actorilor cu toate forțele lor este ceea ce îl face să meargă mai departe. Proiectul de față și felul în care ei s-au dăruit în repetițiile astea mă face să merg cumva înainte și să mă gândesc că nu-i degeaba. Și încă o dată confirmă mie însumi faptul că teatrul nu este o îndeletnicire inutilă.